Eu eram curios de metodă, dar de cele mai multe ori când testezi o metodă, nu poți numai, adică nu poți și să o analizezi din exterior ca să-ți dai seama dacă te ajută și să faci parte din ea. Și atunci ce am ales de data asta e să fac parte din ea ca și participant, fără să stau să analizez și o să mă gândesc mai târziu la ea. Și atunci, acum cel mai important și cel mai interesant pentru mine este să fiu participant în metodă. Ce interesant e să vezi că oamenii care sunt foarte pasional de educație, toți o fac din vocație. O diferență între o întâlnire de business, toată lumea negociază, vorbește pe rând, știe fiecare ce interesare și o întâlnire unde oamenii sunt investiți emoțional, sunt pasionați, asta fac toată viața lor. Și cu toate astea s-a creat o atmosferă în care puteai să vorbești calm și liniștit despre asta, fără să fie takeover, fără să fie, adică multă lume știe ce face, face asta de zeci de ani de zile. E ușor să ții o prelegere despre asta, dar să ai un dialog în care oamenii își așteaptă rândul, s-a întâmplat mult mai repede decât mă așteptam și a fost o constantă a workshop-ului. Deci, din punct de vedere al atmosferei, cred că acest echilibru și acest mod în care oamenii se ascultau și reușeau să-și spună părerea toți, a fost probabil cel mai mișto element din punctul meu de vedere. Din interacțiunea cu Doris mi-aduceam aminte câteodată că să nu sari pași, să încerci să înveți rețeta și să aplici rețeta. Și după aceea să ai răbdare să o aplici, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Și după care încep să iasă beneficiile. Ori chestia asta, de multe ori și în toate aspectele vieții noastre, totdeauna mergem după soluția nouă, mai cool, care ne rezolvă problema. Dar de fapt, de cele mai multe ori, una dintre soluții, oricare, dacă o alegem și perseverăm în ea, ne dă rezultate. Și asta iar am simțit când Doris mă corecta, încercam să ne dau seama dacă e o chestie de formală, strictă, sau e o chestie de valoare. Și de cele mai multe ori găsești valoare în repetițiile astea.